Muzeul Municipal Călăraș, din cadrul Primăriei Municipiului Călăraș, organizează online concursul de fotografie Anotimpuri, locuri și detalii frumoase din Călăraș. Competiția se desfășoară în 4 etape, iarnă, primăvară, vară și toamnă, și are două secțiuni, locuri frumoase și detalii frumoase. Fiecare participant poate înscrie la concurs o singură fotografie pe fiecare secțiune în parte. Fotografiile care au mai participat la alte concursuri sau au fost deja publicate nu sunt eligibile. Mai multe informații despre derularea concursului primim de la Florin Rădulescu, curatorul proiectului. Organizăm un concurs de fotografie în care să arătăm lucrurile frumoase din Călăraș. L-am botezat Anotimpuri. Are legătură cu albumul de prezentare a orașului, cel care a fost tipărit în anul centenarului, în 2018. Are două secțiuni, secțiunea de locuri frumoase și secțiunea de detalii. Îi invit pe călărășeni, vă invit, dragi călărășeni, să participați cu fotografii care pun în valoare orașul nostru. Este prima etapă. Prima etapă care se va încheia pe 28 februarie și care va cuprinde fotografiile din etapa de iarnă. Vom avea, după cum subînțelegeți, încă trei, primăvară, vară și toamnă. Fiecare etapă își va desemna un câștigător, iar la sfârșit vom avea o imagine de ansamblu. Sperăm că pandemia se va subția și vom putea organiza expoziția de final cu fotografii pe panouri, în rame, puse pe pereți adevărați, nu online. Intrați pe pagina de Facebook a muzeului și citiți cu atenție condițiile. Fotografiați tot ce vă place și trimiteți la adresa pe care o găsiți în regulament. Adică Muzeul Municipal Călăraș 2014, @gmail.com. Aș mai face o completare. Sau chiar mai multe. În primul rând, sunteți invitați toți călărășenii să participați, indiferent de vârstă. În al doilea rând, așa cum se înțelege din titlu și aș vrea să se înțeleagă foarte clar, că fotografiile trebuie să prezinte locuri și detalii din Călăraș și din împrejurim. Borcea, Dunărea, să spunem până la Chiciu, tot ce este Călăraș. Ce vă place și ce v-a impresionat și vă impresionează de acum încolo.